S-a dat undă verde pentru implementarea sistemului online în ceea ce privește achitarea taxei pentru parcările din Târgu Jiu. Autoritățile susțin că serviciul poate fi desfășurat de mai multe societăți, fiecare firmă practicând propriul comision. Din momentul de față putem încheia contractul cu Tip Parcu, dar este societatea care a venit cu solicitare de a putea pune în operă hotărârea noastră de Consiliu Local, iar ulterior, așa cum le-am promis consilierul local, neavând în acest contract exclusivitate pentru o singură societate, orice altă societate care dorește să vină și să poată introduce sistem de parcare prin SMS poate să se adreseze primăriei municipiului Târgu Jiu. Încă o dată, societatea nu încasează din valoarea taxelor pe care le-am impus noi. Iau un procent de 12%, cred, sau 15%, nu știu exact valoarea, peste valoarea tarifului. Noi am impus 1,5 lei per oră și v-am spus care a fost motivația. Motivația este determinată de faptul că avem în continuare taxare prin acele bonuri la 2 lei pe oră și această parcare cu SMS de 1,5 plus 12 sau 15% acel comision, indiferent cum am face calculul, este sub 2 lei. Da? Și asta încercăm o perioadă de tranziție până la 1 ianuarie 2021, ca după 1 ianuarie 2021 să ajungem cu tariful integral, adică acel cost, acea taxă impusă de către firma care gestionează acest sistem de parcare, plus prețul pe care îl impunem noi, să ajungă tot la 2 lei. Între timp au fost montate și parcometrele la parcarea Super 2000. Încercăm să vedem cum implementăm acest nou sistem de parcare, inclusiv la parcările Rodna, Piața Mare, pentru că acolo ați văzut, acum avem parcometre, sper ca în câteva zile deja să funcționeze acele bariere și din acel moment să mergem pe un sistem de parcare așa cum se procedează la Cernavodă. Adică să ai posibilitatea, dacă nu poți da SMS, pentru că sunt și foarte mulți oameni care poate nu folosesc telefon, să te poți duce și să plătești cu cardul sau cu bagnote. Pe partea cealaltă, să putem să corelăm sistemul de parcare prin SMS cu parcarea de acolo, adică să te duci să parchezi, în parcarea la Rona și să poți plăti prin SMS. În Târgu Jiu sunt peste 10.000 de locuri de parcare, inclusiv cele de reședință.